Lăuda să fie Iisus și bine ne reîntâlnim, dragi prieteni, de la microfoanele RCS Media. Echipa RCS Media vă salută cu multă bucurie la o nouă transmisiune specială în zi de sărbătoare. Alexandra Cojan, împreună cu părintele Adrian Blăjuță, vom fi gazdele dumneavoastră și vom încerca să vă însoțim pe parcursul acestei sărbători. Lăuda să fie Iisus, părinte Adrian, bine ne reîntâlnim! În vecii vecilor, bun găsit, Alexandra, dragi prieteni, ne bucurăm să fim din nou împreună la o ediție specială, care pregătește o transmisiune specială, un eveniment deosebit pentru dieceza romano-catolică de Iași, dar și pentru congregația fraților minori conventuali, pentru că astăzi, în această solemnitate a neprihănitei zămisliri, vom avea 17 hirotoniri diaconale. Sunt 17 tineri care vor intra, vor păși în acest moment, în această zi, în preoție, pentru că este primul moment, primul pas în preoție, apoi va fi, sigur, prezbiteratul și, cine știe, poate unul dintre ei va fi și episcop și atunci va avea cel de-al treilea pas, hirotonirea episcopală. Într-adevăr, este o zi în care ne îndreptăm mintea către Bunul Dumnezeu prin Sfânta Fecioară Maria Neprihănită Zămislită. E un context, e o zi în care deja am văzut, a venit și iarna. Zăpada la Iași. Cu adevărat, a venit și zăpada, a venit și iarna. Am văzut și oameni care se apropie de catedrală, au intrat deja în această curte a catedralei, în biserică, în catedrală. Sigur, nu pot fi prezenți foarte mulți la această sărbătoare pentru că avem aceste restricții pe care trebuie să le respectăm pentru binele nostru și pentru binele celor din jur. Așadar, la celebrare vor fi doar părinții, rudele apropiate ale acestor candidați. Tocmai de aceea ne bucurăm că putem transmite acest moment de sărbătoare pentru toți cei de acasă, pentru familia lărgită, să spunem așa, ale acestor candidați, atât familii, prieteni, verișori, cât și comunitatea din care fac parte. Comunitatea care, iată, dă biserici astăzi 17 diaconi. O Sfântă Liturghie care încă de pe acum, le spunem celor de acasă, va începe la ora 11. O Sfântă Liturghie cu acest rit al hirotonirii diaconale. Neprihănita zămislire, nu oricând este această sărbătoare aleasă, acest moment al diaconatului. Suntem obișnuiți, iată, ca noi diaconi să fie hirotoniți chiar într-o sărbătoare dedicată Sfintei Fecioare Maria. Ia model de slujire, model pentru viitorii diaconi? Sigur că da, și mama preoților, așa cum e numită mama tuturor, dar într-un mod special mama preoților, cum ne place nouă preoților să spunem despre Sfânta Fecioară Maria. Da, e o zi importantă, e o zi frumoasă, e o zi în care ne îndreptăm spre Sfânta Fecioară Maria Neprihănită Zămislită. Știm că această denumire e o dogmă deja din 1854, proclamată la 8 decembrie de către Papa Pius al IX-lea. Asta este într-o formă, să zicem, solemnă, dar de fapt pietatea liturgică și devoțiunea populară de-a lungul întregii istorii a bisericii a trăit această, să zicem, dogmă, pentru că ne-am îndreptat, s-au îndreptat cu toții spre Sfânta Fecioară Maria ca neprihănită zămislită și aș vrea chiar să și citesc acele cuvinte pe care le-a rostit Papa Pius al IX-lea atunci când a proclamat această dogmă. Declarăm și citesc. Declarăm, pronunțăm și definim că învățătura despre Preafericita Fecioară Maria, care din primul moment al conceperii ei, printr-un har deosebit și un privilegiu din partea Dumnezeului Atotputernic și în vederea meritelor lui Iisus Hristos, a fost păstrată neatinsă de pata păcatului originar, este revelată de Dumnezeu și de aceea trebuie crezută cu tărie și pentru totdeauna de toți creștinii. Iată, sunt aceste cuvinte din bula, documentul Ineffabilis Deus, prin care a fost proclamată această dogmă.
O sărbătoare în Advent, în mijlocul Adventului, ne pregătim, iată, să-L primim pe Mântuitorul, ne pregătim de nașterea Lui, așa cum s-a pregătit mai mult decât oricine, cred, Sfânta Fecioară Maria. Nu întâmplătoare, așadar, această așezare și cumva în etapele pe care noi le parcurgem în acest Advent, avem și această oprire, această sărbătoare, care parcă să ne întărească și mai mult în cum să pregătim venirea Lui Mesia. Sfânta Fecioară Maria a trăit primul Advent. Ea l-a purtat în sânul ei imaculat pe Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, și l-a purtat 9 luni de zile. Noi avem 4 săptămâni sau poate mai mult în care putem să ne pregătim pentru venirea sa, dar Sfânta Fecioară Maria este cu adevărat un însoțitor în acest timp sfânt, pentru că privind la ea putem să învățăm pregătim pentru întâlnirea cu Mântuitorul care vine. E Emanuel, Dumnezeu cu noi, e Mesia care s-a pornit la drum pentru a ne întâlni, iar noi trebuie să ne facem și noi partea noastră în acest Advent, să îndreptăm văile, colinele, munții pe care poate îi avem în viața noastră, pentru ca să-L lăsăm pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mântuitorul, să ne întâlnească. Să ne întâlnească în acea zi frumoasă de 25 decembrie, Crăciunul, dar de fapt să ne întâlnească în fiecare zi, pentru că avem șansa de a ne întâlni în fiecare zi cu El. Sfânta Fecioară Maria ne îndreaptă spre Iisus Hristos, ne ajută să ne pregătim în acest timp sfânt, pentru că avem atâtea de învățat de la ea. Cu alte cuvinte, e bine să avem o soțitoare de drum în Advent pe Sfânta Fecioară Maria. Sigur că da, și această zi, 8 decembrie, Nevianita Zemislire, ne amintește că Sfânta Fecioară Maria e alături de noi și ne amintește cât de frumos lucrează Dumnezeu în oameni. Pentru că privind la Sfânta Fecioară Maria, la cea care este dintre noi, vedem cum Dumnezeu a lucrat cu harul Său, cum îl însoțește pe om atunci când îi dă o misiune. Și cred că acest lucru este foarte important să fim conștienți cu toții. Acești tineri, 17, vor porni la drum și sunt convins că Dumnezeu îi va însoți cu harul Său în împlinirea acestei misiuni, așa cum a făcut și cu Sfânta Fecioară Maria. Atunci când Dumnezeu ne oferă o misiune, atunci când Dumnezeu ne dă ceva de făcut, cu siguranță ne dă și harurile necesare pentru a ne împlini acea muncă, acea misiune. Și cu siguranță atunci și viața noastră e mai frumoasă, pentru că știi că nu ești singur. Da, și acești candidați nu sunt singuri. Iată, nu au fost singuri nici pe parcursul anilor de studiu, pentru că formarea lor a început de ceva timp, și nu doar formarea lor, dar chiar și această pregătire apropiată, să spunem așa, până la momentul de astăzi, au avut parte de câteva exerciții spirituale, de formare, de reculegere, să spunem așa, înainte de sărbătoarea de astăzi. De asemenea, un moment important a fost și cel de aseară, când și-au depus, să spunem, în mod solemn această apartenență, această promisiune că vor să devină diaconi, și întreaga biserică, prin vechea de rugăciune care s-a organizat, s-a rugat pentru ei și continuă, va continua să se roage până când vor deveni preoți și apoi ca preoți în Biserica lui Hristos. Cât de importante sunt aceste momente? Iată, cel de aseară, cel de astăzi, cum se leagă în trăirea, să spunem așa, completă a sărbătorii? Pentru un astfel de eveniment, pentru un astfel de moment, trebuie să te pregătești. Nu poți să intri așa în preoție, ai făcut un an, doi de facultate, nu știu, un pic de experiență și să intri în preoție. Dar pentru asta e nevoie de ani de formare, 6-7 ani, poate chiar și mai mult. Apoi, celebrarea ca atare a fost pregătită, și bine amintea Alexandra, de acea priveghere de rugăciune vocațională, la sfârșitul căreia acești candidați au depus profesiunea solemnă în fața episcopului preasfințitului Iosif Păuleț, pentru că a fost și un moment din acesta de rugăciune, și sperăm că și alți tineri au privit la
ceea ce au trăit acești tineri la seară și s-au rugat pentru vocații, pentru că trebuie să amintim că această serie, să zicem, este cea mai mare de acum în seminar. Deocamdată sunt serii, promoții cu mai puține seminariști, dar noi știm foarte bine că Dumnezeu cheamă. Cheamă mereu și cei care ascultă glasul lui Dumnezeu și sunt așa mai disponibili au șansa să audă ceea ce vrea Dumnezeu pentru ei. Da, e importantă această celebrare. Au fost, de fapt, candidații și într-o săptămână de exerciții spirituale pentru acest moment și iată se încheie această perioadă cu momentul de astăzi, hirotonirea diaconală, și aș vrea să mărturisesc faptul că mi-aduc aminte, au trecut ceva ani și pentru mine cred că a fost momentul cel mai emoționant atunci când știam că se apropie momentul diaconatului, momentul în care intru în Sfânta Preoție și că alegerea mea trebuie să fie cât mai conștientă și cât mai clară în această privință. Și cred că am trăit mai multe emoții atunci când am fost hirotonit diacon, sau în zilele dinainte și în ziua diaconatului, decât atunci când am fost hirotonit preot. Îi însoțim în continuare și aseară în celebrarea care a avut loc la catedrală. Erau seminariștii, cei care i-au însoțit pe candidați, seminariștii de la Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași, au cântat, s-au rugat, au invocat harul Domnului, binecuvântarea Lui și a Duhului Sfânt către acești candidați, iar Preasfințitul Iosif Povleț a avut și un mesaj deosebit pentru ei în preajma diaconatului lor. Ați amintit de catedrală. Atât momentul de rugăciune de aseară, cât și hirotonirea de astăzi se desfășoară în catedrala noastră dragă, Sfânta Fecioară Maria Regină de aici, din Iași, care este și într-un an, să spunem, de sărbătoare, 15 ani de la sfințirea ei. Ne amintim, la data de 1 noiembrie chiar realizam o ediție specială cu această tematică. Ce reprezintă această catedrală în care, iată, o nouă serie de diaconi și atât de multe serii de diaconi, de preoți, chiar și episcopi, iată, au fost hirotoniți. Un loc special, un loc lăcaș al Domnului, dar în același timp în care se întărește credința cumva. E adevărat. De altfel, chiar prima celebrare care a avut loc în catedrala noastră nouă, iată, suntem la 15 ani de la sfințirea acestei catedrale, Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Noi suntem aici în memorialul Durcovici, care se află la subsolul catedralei. Și chiar prima celebrare din catedrală a fost cu o hirotonire de preoți. E adevărat, în 1998, când au fost 12 preoți atunci hirotoniți, apoi la un an am avut deja hirotonirea preasfințitului, sau actual, înalt preasfințitului Aurel Percă, atunci ca episcop auxiliar de Iași. Și an de an au fost serii de preoți care au primit preoția în această catedrală. Preasfințitul Petru Gherghel chiar mărturisea, aducem aminte și la ediția specială pe care am avut-o la 1 noiembrie, că a dorit ca să fie aici hirotonirea preoților, pentru a arăta un semn de unitate a preotului, a preoților în jurul episcopului, a unui singur prezbiter care slujește poporul lui Dumnezeu. Și an de an, iată, au fost hirotoniți, diacon, preoți, chiar și episcopi, așa cum aminteai, în această catedrală. Și am avut, spuneam, în 99 hirotonirea episcopală a al preasfințit la Aurel Percă, deja în anul 2019 am avut și hirotonirea episcopală a preasfințitului Iosif Pouleț, actualul episcop de Iași, și ne amintim de acest moment pentru că l-am trăit cu toții cu bucurie și suntem în această perioadă. Iată, dorim să ducem mai departe această istorie și sperăm ca an de an să fie și alți tineri
care să răspundă chemării lui Dumnezeu și să fie preoți buni și sfinți. Da, și să continue, iată, ca această sărbătoare să fie nu doar o sărbătoare dedicată Sfintei Fecioare Maria, este adevărat, este sărbătoarea ei, dar cumva întregită și de faptul că biserica are noi diaconi, noi preoți. Spuneați că, într-adevăr, este o celebrare cumva care se desfășoară în pandemie, în condiții deosebite, într-un an deosebit. Poate nu suntem sau nu vom mai avea aceleași imagini cu care suntem obișnuiți, cu catedrala arhiplină de prieteni, familii ale candidaților, dar suntem convinși că îi însoțesc cu rugăciunea lor. Cum sunt chemați cei de acasă să trăiască totuși acest moment? Pentru că nu este o sărbătoare doar a celor din Iași. Acești diaconi care vor deveni preoți, poate vor fi vicarii, viitorii lor vicari sau chiar parochi în parohiile celor care ne urmăresc acum. Dacă vorbim despre credincioșii, despre cei care se află în întreaga dieceză de Iași, atât în Moldova actual, sau poate chiar și în străinătate, pentru că sunt atâția care trăiesc, lucrează în străinătate. Sau în arhidieceza de București. Sau în arhidieceza de București, pentru că vom avea și de acum pentru arhidieceza de București. Și da, e important să le amintim credincioșilor că avem nevoie de rugăciuni, pentru că fiecare om, sigur, are nevoie de rugăciune, dar preotul, fiind chemat la o misiune, să zicem, specială în acest popor al lui Dumnezeu, are nevoie cu adevărat de rugăciune și de susținere și de înțelegere din partea credincioșilor, din partea comunității. Și cred că aș putea să amintesc că preotul are mare nevoie și de iubirea credincioșilor, iubirea celor care peste ceva timp poate vor fi încredințați păstoririi lor, cine știe. Și de aceea rugați-vă pentru acești tineri, rugați-vă pentru preoți, rugați-vă pentru că dacă un preot e cu har, primește cum fiecare preot are harul lui Dumnezeu, dar pot preoții să își împlinească mult mai bine misiunea încredințată atunci când le sunteți alături. Și credeți-mă că știu ce spun, pentru că atunci când îi simți pe oameni alături de tine și parcă te provoacă să faci și mai mult bine. Nu facem neapărat pentru mulțumire sau pentru alte motivații din acestea umane, dar și noi suntem oameni și avem nevoie de susținere pe lângă harul lui Dumnezeu și de susținerea tuturor credincioșilor. Spuneai apoi că suntem într-o situație de pandemie în care nu pot participa mulți la această celebrare. Sunt doar rudele apropiate ale celor care vor fi hirotoniți, sunt preoți, prieteni din comunitățile din care provin acești tineri și sunt cei de la seminar, profesorii de la seminar, împreună cu monseniorul Benone Farcaș, rectorul Institutului Teologic, apoi părintele provincial Gheorghe Damian Pătrașcu, al fraților minori conventuali. Tocmai pentru că dintre cei 17, și le spunem și celor de acasă, dintre cei 17 candidați, 13 sunt studenți ai anului 6 de la Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași și 4 sunt studenți de la Institutul Teologic Francescan Roman, dintre seminariștii Institutului de la Iași, viitorii diaconi, iată, 3 vor fi hirotoniți pentru Arhidieceza de București. Și avem și preoți, reprezentanți de la București, da, așa este, care au venit să însoțească pe viitorii lor colegi aici la Iași. Sunt acești tineri, e adevărat, iar celebrarea care, chiar și în condiții de pandemie, cu siguranță va fi o celebrare solemnă. Vor fi seminariștii de la Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași care vor susține cântarea și rugăciunea la această celebrare și cu siguranță și cei de acasă și vă rugăm, vă îndemnăm pe toți cei care ne priviți și în această
în aceste momente, să dați mai departe această transmisiune, distribuiți-o pentru ca să ajungă la cât mai multe persoane, pentru că e o zi de sărbătoare, e o zi în care ne îndreptăm spre Sfânta Fecioară Maria și totodată e o zi în care vrem să îi însoțim pe acești 17 candidați la ordinele sacre, la Sfânta Preoție prin primul pas pe care îl fac astăzi, diaconatul, și de aceea vă rugăm să dați mai departe, pentru că vestea bună, cuvintele de la această celebrare, cu siguranță lecturile sfinte, cuvântul de învățătură al preasfințitului Iosif Păules, cel care va prezida această celebrare, să ajungă la cât mai multe persoane și cine știe, poate că dintre cei care ne privesc, auzind aceste cuvinte, vor simți în inima lor chemarea lui Dumnezeu pentru această misiune la Sfânta Preoție. Și chiar dacă vom auzi numele candidaților și imediat după proclamarea Evangheliei, atunci când fiecare va răspunde prezent, vă propun să vedem cine sunt cei 17, cei pentru care ne rugăm. Și poate că au și un ecou, pentru că dacă amintești și localitățile de unde sunt, poate au și un ecou între cei care ne privesc. Sigur că da. Pentru dieceza de Iași este vorba de Antili Liviu Leonard de la Tămășeni, Budău Narcis Iosif Satul Nou Bacău, David Eduard Cristian de la Tuta, Dămătărg Toma Roman Sfânta Tereza, Doboș Claudiu Ignațiu Valea Seacă, Gundel Ricard Mihai Gura Humorului, Minac Ionuț Lucian Piatra Neamț Sfântul Iosif Muncitorul, Păuleț Marian de la Pirdești, Simon Ștefan Șcheia, Talaz Adrian Arini. Pentru Arhidieceza de București, spuneam, sunt trei candidați: Ochior Iulian de la Valea Mare, Fechet Iosif Adrian de la Barticești și Onode de Paul Gabriel de la Somușca. Iar pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali vor fi hirotoniți patru diaconi. Este vorba de Cobzaru Adrian de la Gherăiești, Pal Gabriel de la Bacău Sfânta Cruce, Pizza Emanuel de la Buruienești și Vătămânelu Marian Emanuel de la Tămășeni. Așadar, aceștia sunt candidații. Alexandra, dragi prieteni, noi în timpul celebrării, care va începe peste 5 minute, vom încerca să vă explicăm anumite momente din cadrul Sfintei Liturghii de Hirotonire. Lăsăm acum câteva minute pentru ca Edi, cel din regia tehnică, cel care coordonează această transmisiune tehnic, să pregătească transmisiunea din Catedrală a Sfintei Liturghii de Hirotonire a celor 17 candidați și vă îndemnăm și vă rugăm să dați mai departe această transmisiune. Rămâneți alături de noi, suntem mereu împreună cu voi, dragi prieteni, pentru a vă aduce vestea cea bună în casele voastre. Iată, dragi prieteni, suntem la finalul Sfintei Liturghii. O Sfântă Liturghie deosebită în sărbătoarea neprihănitei zămisliri pe care am transmis-o în direct până în acest moment de la Catedrala Sfânta Fecioară Maria, Regină din Iași. Încă avem în imagine cum noi diaconi, cei 17, în procesiune, ies acum din catedrală, emoționați, dar bucuroși, se vede bucuria pe chipurile lor, pentru că, iată, au trăit un moment deosebit. Sunt mai aproape de a fi preoți, capătul drumului pe care ei îl parcurg de ceva vreme, îl parcurg încă din anii de seminar. Ne bucurăm așadar că am putut fi în comuniune de rugăciune la această Sfântă Liturghie Pontificală prezidată de Preasfințitul Iosif Păuleț. A fost prezenți Preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit, Părintele Gheorghe Damian Pătrașcu, provincial al franciscanilor, de asemenea Părintele Egidiu Condac, vicar general, și mulți alți preoți, formatori, profesori, dar și preoți din parohiile de unde provin cei 17 noi diaconi. O sărbătoare frumoasă, Părinte Adrian. O sărbătoare caldă. Chiar am primit atâtea mesaje din partea voastră. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi. Vă mulțumim că ați și scris, ați trimis mesajele voastre și am fost în comuniune la această celebrare. O sărbătoare frumoasă, într-adevăr.
îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru cei 17 diaconi care de astăzi, iată, au intrat în slujba bisericii și îl vor însoți pe episcop, pe preoți, la celebrările pe care le vor face și în mod special vor predica cuvântul lui Dumnezeu. Mai ales că au primit, nu-i așa, Biblia și breviarul, după cum spunea preasfințitul Iosif Oleț la predică, sunt chemați să predice cuvântul Domnului, să ducă acest cuvânt al Domnului tuturor, dar nu oricum, înainte să se roage, pentru că dacă nu stăm înainte îngenunchiați și ne rugăm, nu putem duce acest cuvânt al Domnului și celorlalți. Așa este, pentru că e nevoie mai întâi să fim în dialog cu Dumnezeu pentru a ne încărca sufletul de El, pentru ca apoi să-L ducem pe Dumnezeu celor pe care îi întâlnim. Și avem nevoie mai întâi noi să ne hrănim, pentru că această hrană să oferim și celor din jur. Sărbătoarea Neprihănitei, o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare caldă, care ne îndreaptă către Sfânta Fecioară Maria și deja putem să anunțăm, nu, că noi, sigur, terminăm această transmisiune de aici, de la Memorialul Durcovici, de la Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași și, iată, o avem alături de noi pe Sfânta Fecioară Maria, sigur, reprezentată prin această statuie, dar putem să spunem că deja facem legătura cu următoarea transmisiune specială în ziua în care îl vom comemora pe fericitul Anton Durcovici, joi 10 decembrie, și vom avea o ediție specială din nou. De ce spuneam că face legătura această statuie? Pentru că această statuie i-a vegheat pe seminariști, pe episcopul Durcovici, atunci când erau la Timișul de Jos, atunci în vacanță sau chiar când a fost mutat seminarul acolo, în perioade dificile, și Sfânta Fecioară Maria i-a vegheat pe seminariști, pe Anton Durcovici, dar totodată episcopul nostru martir, fericitul Anton Durcovici, a avut o devoțiune deosebită față de Sfânta Fecioară Maria. De altfel, a încredințat eparhia de Iași inimii neprihănite a preasfintei Fecioare Maria, pentru că știa că vin timpuri dificile, grele, și a știut și a simțit și a crezut cu adevărat că Sfânta Fecioară Maria va fi un puternic sprijin pentru credincioșii din dieceza de Iași. Îi va ocroti pe credincioșii din eparhia de Iași cu mantia sa ocrotitoare. De aceea, iată, spuneam, nu e la întâmplare ales acest decor, pentru că deja putem să zicem că facem legătura cu următoarea ediție specială pe care o vom realiza de aici, din Memorialul Durcovici, cu invitați speciali la acel moment. Putem să și spunem că această ediție specială va începe la ora 4:30 și va dura o oră în ziua de joi 10 decembrie, când îl comemorăm pe fericitul Anton Durcovici. Și cu siguranță vom auzi la această ediție specială și mai multe despre această devoțiune a fericitului Durcovici în față de Sfânta Fecioară Maria, de ce nu, și despre importanța lui ca model pentru viitorii diaconi, preoți, nu-i așa? Cu siguranță chiar și diaconii de astăzi, noi diaconi, au o devoțiune specială către Sfânta Fecioară Maria, pornind și de la exemplul fericitului martir Anton Durcovici. Tocmai de aceea invităm pe cei de acasă să fie alături de noi și joi, după cum spuneați, la ora 4:30 după amiază, începând cu ora 4:30 pentru ediția specială, urmată apoi de Sfântul Rozariu, dar și de Sfânta Liturghie comemorativă, care îl va comemora pe fericitul episcop Anton Durcovici. Așa este, și rămâneți alături de noi. Suntem Ercis Media. Suntem această echipă care încercăm să aducem în casele dumneavoastră vestea cea bună, cuvântul lui Dumnezeu, evenimentele frumoase, și noi vă mulțumim pentru apropierea pe care o aveți, o manifestați ori de câte ori aveți ocazia, pentru ceea ce vrem să facem împreună, pentru că împreună putem să mergem înainte și
Noi încercăm să fim mereu împreună cu voi, dragi prieteni. Alexandra, putem să-i salutăm deja pe cei care ne-au urmărit, dar nu înainte de a aminti că pot să ne susțină în această misiune pe care o avem de a proclama, de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu, de a răspândi veștile bune, de a răspândi evenimentele frumoase și de a ajunge în casele dumneavoastră. Puteți să ne ajutați, puteți să ne susțineți, pentru că această tehnică, aceste transmisiuni necesită și un efort, un efort sigur spiritual, în primul rând, dar necesită și un efort material și chiar vrem să vă spunem că am achiziționat alte două camere performante care să ne ajute să transmitem în condiții cât mai bune aceste evenimente și aveți posibilitatea să susțineți transmisiunile noastre prin donații în conturile afișate pe pagina de YouTube a Ercis Media, după ce se va termina și această transmisiune, dar veți avea posibilitatea în dieceza de Iași, în zilele următoare, să puneți puținul dumneavoastră pentru sprijinul proiectelor Ercis Media și a proiectelor asociației Presa Bună, pentru că lucrăm intens și la Ercis FM, radioul dieceze de Iași și celelalte proiecte ale editurii Presa Bună și în zilele următoare veți descoperi în bisericile din dieceza de Iași o cutiuță în care ne punem speranța că ne veți susține cu puținul dumneavoastră în proiectele pe care le avem. Vrem să creștem. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, de rugăciune și avem nevoie și de sprijinul material. Ne mulțumim așadar celor de acasă, celor care ne-au urmărit. O mulțumire, în schimb, înainte de încheiere și întregii echipe Ercis Media. Nu am fost doar noi singuri cei pe care ne-ați văzut pentru a face o transmisiune atât de frumoasă și completă, să spunem așa. Îi mulțumim lui Edi Lucaci de la Regia Tehnică pentru grafică și toate coperțile acelea frumoase pe care le avem înainte de orice transmisiune. Îi mulțumim Andrei Dima. De asemenea, de la sunet și imagine au fost astăzi alături de noi Gabriel Măriuț și Andrei Vancea. Le mulțumim tuturor, Părinte Adrian, vă mulțumim pentru prezență și pentru tot ceea ce facem frumos pentru cei de acasă. E adevărat, împreună putem să facem mai multe și, repet, mereu împreună cu voi suntem noi cei de la Ercis Media. Vă mulțumim pentru tot, vă mulțumim pentru comuniune, mulțumesc Alexandra. Vă dorim o zi frumoasă în continuare. Lăudați să fie Iisus și Maria. Veci amin.